Iubitul meu frate, așa cum aurul este curățit prin foc, așa și omul lui Dumnezeu, cel ce se teme de Dumnezeu, în viață atunci când trece prin încercări și prin probleme, este curățit de toată zgura care s-a depus de-a lungul anilor. Dumnezeu iubește, dar dragostea lui Dumnezeu trebuie înțeleasă și noi trebuie să fim dispuși ca și atunci când trecem prin încercări și dureri să-i acceptăm voia și să luptăm. Să fim copiii Lui. Pentru că în binecuvântări de multe ori tindem să ne relaxăm în viața aceasta spirituală și să lăsăm totul deoparte, să lăsăm lucrarea pentru alții, slujirea pentru alții, să lăsăm lupta pentru alții și atunci când încercările vin și valurile străpung viața noastră, ne aducem aminte că poate prea ușor ne-am lăsat dezamăgiți de mirajul ăsta al binevoinței pământești, acest miraj al trăirii îmbelșugate, acest miraj al vieții pe care nu o controlăm noi. Și am uitat că într-o zi tot ceea ce am primit va trebui să lăsăm pe acest pământ și să mergem în fața celui care ne-a creat și să ducem înaintea lui trăirea noastră și faptele noastre. Așa că vă îndemn astăzi, haideți să ne luptăm să fim mai buni. Să fim oamenii al lui Dumnezeu prin trăire, prin exemplu personal, să fim oamenii al lui Dumnezeu prin toate lucrurile și ceea ce facem noi, lucrarea noastră, umblarea noastră cu Dumnezeu, să fie o mărturie în fața oamenilor. Pentru că de multe ori mărturia noastră personală poate să fie mai mult decât o evanghelizare, poate să facă mai mult decât o predică, poate să facă mai mult decât o cântare. Și Dumnezeu privește din cer cu bucurie oamenii aceștia care sunt dăruiți și se luptă. Astăzi mă gândeam că foarte puțini oameni mai sunt prinși la lucrarea Domnului și atât de mulți sunt prinși în a face și a realiza, atât de mulți sunt prinși în a termina de recoltat, în a termina de livrat anumite comenzi, în a termina de stocat pe bursă anumite acțiuni. Sunt atât de mulți oameni legați și dacă Domnul vrea să te trezească și vrea să-ți aducă aminte că ești în planul Lui, astăzi cât încă ai har și bucurie, fă-o cu toată inima deschisă și mulțumește-i că te iubește sincer. Fii binecuvântat de Dumnezeu.